Bună ziua, domnule deputat! Ce ocazie, ce eveniment avem astăzi la Dormărunt? Păi cum știe toată lumea, nu? Sfințim locul unde o să aibă loc, unde va fi construit centrul multisocial al parohiei numărul 2, Dormărunt. Ce presupune acest centru, domnule deputat? Păi, în primul rând, presupune multă muncă, iar oamenii, toți cei care sunt prezenți și o să vină și o să fie prezenți, va trebui să contribuie cu cât de puțin, iar noi, cu eforturile noastre, având alături Consiliul Județean și organizația PSD Dormărunt, sperăm ca, eu știu, într-un an, maxim doi, ca împreună să ne întâlnim iarăși și să vedem că ceea ce astăzi intenționăm și spune că vom face, am început, cred că ați fost și ați văzut că săpăturile de începere au fost realizate, urmează ceilalți parși tehnici și în câțiva ani de zile, un an, doi, în funcție de bugetul pe care îl vom avea la dispoziție, în funcție de bunăvoința oamenilor, a locuitorilor comunei Dormărunt, să reușim să ne întâlnim și să vedem construcția gata, frumoasă, așa cum merită locuitorii comunei Dormărunt. Cred că centrul multifuncțional care va fi construit în această parohie, va fi unul care va sta drept model pentru celelalte parohii, nu numai din localitatea Dormărunt, ci poate chiar din întreg județul Călăraș.